Comuna Plopșorul se află în plin proces de modernizare cu numeroase proiecte esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Investițiile aflate în derulare vizează atât extinderea rețelelor de apă și canalizare, cât și modernizarea drumurilor și a facilităților publice. Printre proiectele cheie se numără sistemul de alimentare cu apă potabilă în satele Izvoarele, Cieplea, Broșteni, Cursaru, Broștenii de Sus, Deleni și Piscuri, rețeaua de canalizare pentru apă menajeră în localitățile Olari, Plopșoru, Sărdănești, Văleni, Izvoare, Cieplea, Broșteni, Cursaru și Broștenii de Sus, extinderea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile cu transport din gospodării, instituții și spații publice pentru a încuraja gestionarea eficientă a deșeurilor, regularizarea canalului Valea Plopșorului, proiect menit să prevină inundațiile și să asigure siguranța comunității. În sectorul educațional se lucrează la reabilitarea și modernizarea școlilor, iar patrimoniul cultural este valorificat prin restaurarea Bisericii Sfinții Voievozi, un monument istoric important pentru comunitate. De asemenea, se construiește schitul Sfinții Împărați Cieplea, un nou lăcaș de cult care va deveni un reper spiritual al zonei, anunță autoritățile locale pe site-ul instituției.